G2A, jocul ieftin e tot anul. Mai multe detalii în descriere. Să fie inima, dragilor, și bine v-am găsit la un mic videoclip despre Stardew Valley 1.3. În primul și în primul rând trebuie să știți că Stardew Valley 1.3 este... cum să vă spun? A ieșit, numai că este în versiune beta, ceea ce înseamnă că încă nu este pus ca versiune oficială pe Steam. E bine, cum facem să instalăm acest Stardew Valley beta? După ce instalăm fain frumos Stardew Valley, click dreapta Properties sau Proprietăți, depinde dacă l-aveți în română sau în engleză, vă duceți aici la Betas, da? Și în partea asta unde zice Enter Beta să introducem un cod, tastați fix așa, Jumping Junimos, da? Apăsați Check Code și după aia o să vă arate un micuț, nu știu cum să vă zic, un micuț text în care zice că gata, ești ok pentru beta. După aia ne ducem aici, inițial înainte să băgăm codul, o să vedeți că există doar asta, non, opt-out of all beta programs, dar după ce băgăm codul și dăm check code, o să apară beta help test new updates before they go live. Da? Bun. În momentul de față vedem că aici la Stardew Valley ne arată că este cu beta, în paranteze, și dacă dăm noi play, teoretic, că ne acolo missing executable, SIDA, Steam Support, aha! Foarte bine că ne-a dat eroarea asta. Foarte, foarte bine. Eu am moduri instalate, corect? Corect. Bun. Am dezinstalat Smapy-ul, pentru că am vrut să nu existe probleme. Și dacă ne aducem aminte la Smapy, am setat aici niște, o comandă de pornire. Putem să dăm delete, ok, close, mai dăm o dată play. Bun, uite ce bine că ne-a dat eroarea asta, ca să vedeți exact cu... există moduri făcute pentru 1.3 beta, dar am vrut să l-am curat complet și absolut, ca să nu fie probleme. Și uite că acum aici la ăsta de intrare avem și butonul de co-op. Acum, din câte știu eu, co-op ăsta, join LAN game, invite code sau host. Bun, la host merge numai cu new farm, ceea ce înseamnă că trebuie să facem o salvare nouă. Dar întrebarea mea ar fi, dacă mă duc eu pe o salvare deja existentă, așa, pe salvarea asta noastră, am făcut am revenit pe 15 ale iernii, da? Știm că data de 15 a fost ultima noastră dată din joc și am jucat, am făcut cu community center-ul, etc, etc. Uite că ni s-au dus toate texturile și toate celea. Și am uitat să fac backup, așa că am refăcut aseară pe live data de 14, ca să fim iarăși în data de 15. Living of the Land ne povestește despre GOD, da? Bun, hai să vorbim aici și cu Emilia noastră. Are pofte, un pupic și hai să ieșim afară. Bun, și aici o întâlnim pe Evelyn. Bună dimineața, dragă! Băi, cum arată totul fără texturile alea. A fost o plimbare drăguță până aici. Nu am mai văzut ferma asta veche de ceva vreme. Arată chiar mai bine decât îmi aduc aminte. Ți-am adus ceva. Este un cadou de la un grădinar la altul, nu zic bine. Da. Am primit un garden pot, un ghiveci. Ok, deci asta este primul semn că suntem pe 1.3. Acest ghiveci este una din noile adiții la 1.3 și anume posibilitatea, oportunitatea de a crește plantuțe în casă. Ia să vedem cine zice despre acest. Așa, aceste ghiveciuri, ghivece, sunt foarte folositoare. Poți să le folosești ca să crești plantuțe în orice sezon în casă. Arată bine de asemenea și afară, dar aici pot să țină doar plantuțe care sunt în sezon. Ceea ce e normal, dar cum e cu sera, da? Dacă ai nevoie de mai multe, sunt foarte ușor de făcut. Uite, am o foaie veche dintr-o revistă cu instrucțiuni. Am înțeles, deci ne-ai dat și rețeta, da? Ar fi bine să mă duc, George se supără dacă nu-i dau mâncare la timp. Să ai o zi frumoasă, dragă. Bun, ok, deci ăla a fost primul semn că suntem pe 1.3. Hai să vedem la poștă ceva din partea primarului. Dragă Sky, toată lumea din oraș a vorbit despre generozitatea ta. Se pare că, da mă, deci packages, pachetele, nu pancakes. Eu citeam pancakes, nu știu de ce citeam un N în plus acolo. Că au primit pachetele, da, cu iteme din astea. Bun, și aici sunt toate rețetele alea, da? Bean pod, new recipe, new cooking recipe. Da, toate rețetele pe care le-am învățat și data trecută. Ok, vreau să văd dacă e vreun mesaj nou în afară de cooking recipes. Sper să nu fi fost primul. George, a găsit piatră de calitate. Poate poți să construiești ceva. Ok, bine, George, să rău, da, putea prăzde. Ok, toate bune și frumoase, 6.40. Acum, din câte știu eu,
A, nu mai pot să mai chem căluțul, da, bineînțeles, că nu mai am modul cu whistle. Aoleu, și astea toate acum nu mai sunt atrase de cufăr. Trebuie să mă duc pe la fiecare, firar. Da, bine, e ok, e în regulă, pentru că nu vrem să jucăm în adevăratul sens al cuvântului salvarea asta. Vrem pur și simplu să ne ducem, să ne uităm un picuț pe aici, să vedem dacă există ceva, vreo noutate. Ca fapt divers, da? Ia să vedem. Bun, aici avem cutscene-ul de la Community Center. Asta înseamnă că pot să fac aia cu când îl dă afară pe Oba, stai așa, stai așa. Că noi data trecută în episodul anterior am făcut varianta pașnică la confruntarea între Pierre și Moris, sau cum Dumnezeu îl cheamă. Uite, pot să vorbesc cu Gunter. Ești nebun, pot să vorbesc cu Gunter. Stai așa că acum realizez. Come on, come on, haide mai repede, de skip, skip, skip. Vreau să ajung la faza cu Moris. Ia uite, frățică. Haide. Mă, e bine că merge pe 1-3 chestia asta. A reparat omul, deci după ce a scos toate cele, a reparat foarte mult. După ce a scos beta-ul, a rezolvat foarte multe bug-uri. Și ne bucurăm foarte tare pentru chestia asta. Come on. Yay, trofeul. Hai mai repede că vreau să-l văd, grumble, grumble. Cine este acolo? Hai că vreau să aleg faza cu... Come on, vreau să-l văd cum îi dă un shoot în fund. Clienții, toți clienții mei sunt aici, what? Întrebare, Shane nu ne este? Că nu, uite, că nu am... Asta. Hai să rezolvăm the old fashion ca pe vremuri. Zim, vreau să-l văd cum îi dă un shoot. Ha! Asta nu înseamnă nimic. Vă face o reducere de 70% și toți clienții vor veni înapoi. Las că vezi tu. Nu de data asta, Moris. Cred că este timpul să rezolvăm asta pentru o dată pentru totdeauna. Și cum propui să facem lucrul ăsta? O, ești de bun, cu pumnii... Ah, primitiv. Dacă ți-e prea frică să te lupți, atunci aduți unul din lucrători. Sau toți angajații Joja sunt pur și simplu niște lași. Mamă, stai așa. Insultă-mă cât vrei, dar nu îndrăzni să insulți numele Joja. Atât. Dude. Pierre. Fiate la George. Dă-i. Ești chiar mai slab decât selecția ta de produse proaspete. Ce cuvinte grele, mă. Felul în care dai cu pumnul este fix ca Joja. Cantitate deasupra... nu. Mai degrabă cantitate decât calitate. Stai că nu mai știu să... Ial! Mamă, ce-mi place de George. Ce faci? Tă-tă-tă-tă. Jbam! Atât! Ești de bun la zburată! La pintavan! Și-a pus ochelarii, mă, și-a pus... Nu te cred că și-a pus ochelarii. Vai, ca în filmele cu proști. Mori și George Amar n-au mai fost auziți vreodată. Nu-mi vine să cred. Ok, întrebare, stai așa. Deci acum presupun că aici înăuntru nu mai... Da, nu mai e lumea. Deci era doar pentru... ce ai făcut, mă, Gunter, mă? Ok. Bine, am înțeles. Bun. Ieșim afară. Și vreau să văd dacă într-adevăr zvonurile au fost corecte. Cred că numai seara, cred că seara după ora, nu știu ce să vă zic, 7 și ceva, 9, pe întuneric oricum. Deci la plajă, teoretic, ar trebui să se facă niște pregătiri pentru piața de seară. Este deja, dude, ești cu capul, perfect. Oh my god. Ok, bun. Hai să luăm de la stânga de tot și să vedem ce găsim pe aici. După 5 seara, ok, 5 seara, ține minte chestia asta. Fii atent și pe aici, tanti asta. Normal să așa, vezi mid then for a cup of coffee. Ah, deci ok, deci piața de seară începe la 5. Vizitează-mă pentru o zi de asta de cafea. Ah, o cănuță de cafea gratuită, asta zice. Bun, ok, bun. Nenea asta dubios. Te pot trimite acasă pentru 250 de bănuți. Nu ne interesează. Ăsta e un critic de artă. Este pictorul faimos Lupini.
Ok? Și până și... Da. Până și zi. Uite cu porcule, cu porcușorul, mă. Tanti cu vagonetul. De da, apare numai vinerea și duminica. Ok, ok, deci la 15 trebuie să ne întoarcem. Ok, știți ce mă gândeam? Până mai așteptăm noi să se facă ceasul 5. Poate că ar fi cazul să ne uităm aici la Robin. Și să vedem dacă putem să construim o mică căsuță pentru multiplayer. Deci în 1-3, ca să poți să aduci oameni la tine pe fermă, trebuie fiecare om să aibă căsuța lui. În general, dacă faci o fermă nouă, am impresia că poți cumva să... Din prima să fie aceste căsuțe pe fermă. Dar până dacă ești pe o salvare mai veche... Uite, cabina asta. Deci ai nevoie de 10 lemn și 100 de bonus pentru o cabină. Ok, hai să cumpărăm 10 lemn, că nu am la mine. Bun. Și hai să vedem de cabina asta. Ok, și avem 3 modele de cabină, da? Unul care este mai de fapt nu dărăpânat, din piatră, unul din scândură și unul din lemne întregi, da? Ok, hai să vedem pe ăsta. Hai să-l construim pe ăsta și să vedem. Mă interesează în mod deosebit să văd dacă mi-l face imediat sau dacă trebuie să aștept 3 zile ca să mi-l facă. Asta m-ar interesa să știu. Uite, hai să te punem aici. Băi, e destul de mare, 3x5. Ok, deci îl face imediat. Cabina asta este prefabricată, așa că nu este nevoie de timp pentru construcție. Convenabil, nu-i așa? Ok, perfect. Bun, 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 bun. Naș, acum cu Linus. Tu caută prin... Nu mai e nimic pe timp de iarna. Știu, Linus, e tată. Ce să faci prin tufișuri? Vremuri grele, bă, băiatule. Ce face? Să uită la geamuri. Opa! Hei! Să sperie. Ah, este Linus, nu-i așa? Tu ești Linus, de fapt. Ți-e foame? Vreau să fac ceva de mâncare. Ce zici despre Cave Carrot Stew? Ce-a mai rămas de la o ciorbiță de Cave Carrot? Drăguț din partea ta, dar nu mulțumesc. Am avut noroc căutând astăzi prin tufișuri. Ok. Sky, tu par de ca și cum ai avea ceva de zis. Sunt doar mulțumit că Linus o duce bine. Aș vrea să îl invit pe Linus să locuiască la fermă cu mine. Ia, fii atent. Acum că am făcut ăla, deci ăsta e conținut de 1-3. Hai să vedem, poate să vină Linus la noi? Wow. Foarte generos din partea ta, ce idee bună. Poți să construiesc o căsuță foarte frumoasă pentru tine, Linus. O să ai în cele din urmă apă la robinet, căldură și un acoperiș deasupra capului tău, fix ca și restul de la noi, mă rog. Nu-i asta minunat? Nu, mulțumesc. Ce? Apreciez... kindness, cum se traduce kindness? Bunătatea, nu știu cum. Chiar apreciez, dar ți-am mai zis, eu am ales să trăiesc în felul ăsta. Vreau să fiu singur, majoritatea timpului îmi place, îmi plac sunetele liniștite în ritmul naturii. Este un fel de a trăi cu care sunt confortabil, nu vreau să schimb asta vreodată. Presupun că nu m-am gândit niciodată în felul ăsta. Sky, mă bucur foarte mult de prietenia noastră și știu că și tu te bucuri de asemenea, dar nu trebuie să încerci să mă ajuți. Eu știu cel mai bine cum să-mi trăiesc viața, ok? M-am rușinat un picuț. Simți mirosul ăsta? Este aroma dulce a murelor coapte. De unde pui mei, frate, că suntem în mijlocul iernii? Și a făcut un mic skip sau ce? A sărit în sus de bucurie. Ok. Interesant. Interesant, ce pot să zic. Da, corect. Așa e. De la început de tot. De când l-am întâlnit pe Linus. Am văzut floricele alea, dar din nou. Nu ne interesează să facem chestii la fermă. Ne interesează doar să vedem un picuț de conținut pentru 1-3. Ia uite. Acum nu mai pot să ajung la asta de aici pentru că nu mai am modul de automatizare. Firea să fie. Se la vibă. Ok. Și hai să ne ducem aici să vedem.
căbănuța noastră magnifică și interesantă și extraordinară. Bun, și dacă intrăm în căbănuță, are un pătuț, un televizor, o plântuță și un mic pachetel. Acest pachetel este pentru altcineva. Da? Deci ideea este că în momentul în care inviți pe cineva la fermă, automat, zi-mi, dacă nu vine acum, automat o să îi fie alocată căsuța respectivă. Ok, ce mai vreau eu să fac? Aș vrea foarte tare să luăm o sămânță de aici. Hai să luăm un blueberry seed ăsta, dacă tot e. Luăm un speed grow. În câte zile crești, mă? De fapt, nu contează. Vreau doar să verific dacă pot să pun în casă. Și cred că astăzi putem să ajungem și la Clint să luăm stropitoarea. Ia să vedem. Deci noi aici, dacă punem în casă undeva, oriunde, primul și în primul rând, pot să pun o stropitoare pe locul ăsta? Pot să pun o stropitoare acolo jos. Ok, hai să punem un speed grow aici. Deci pot să pun stropitoare în casă. Așa, merge cu speed grow acolo și sămânța. Ok, și a mers și sămânța acolo, da? Bun. Și acum, mă rog, nu mai avem modul, nu mai știm exact în câte zile. Ok, hai să vedem unde am lăsat căluțul și să mergem să... Dacă nu mai știu unde am lăsat. Vezi, asta e nasol acum cu modul fără căluț, că nu mai știi pe unde l-ai lăsat. Dudele, unde puii mei te-am lăsat, mă? Vedeți că aseară pe live, dacă tot am făcut salvarea asta, m-am apucat să modific și chestii de pe aici. Vin mă la tata să ne ducem un pic până la Clint, să luăm o stropitoare. Să-mi ia veșnicie până ajung la Clint, dar e ok, în regulă. Mergem la Bastop, după aia mergem la un oraș. Salut, Pam! Ce faci, fată? Ok, să mergem aici. E gata, mă, stropitoarea mea, guștere? Să mă bucur că sunt fermier, este mai frumos să lucrez afară decât lângă un furnal toată ziua. Sunt blacksmith doar pentru că tata m-a împins să devin unul. Bun, și ne-a dat stropitoarea și momentan vrem să ne ducem repejor și să stropim acolo jmecheria și după aia să vedem dacă ziua de mâine... Bă, hai să luăm și astea, nu știu de... Simt nevoia să le iau. Știu că n-am de ce să le iau, că salvarea asta nu o să rămână, dar simt nevoia să le iau. Și știi ce, dacă tot simțim noi nevoile astea... Hai să luăm și... Bineînțeles că doar o sămânță amărâtă. Încă o chestie interesantă, de fapt chestia asta mi se pare că v-am zis, că chestiile de foraging nu vor mai... nu se vor mai spona în afara zonei în care le poți să le ajungi. Ok, deci acum e întunecat un pic la culoare, ceea ce este superb. Bun. Hai să mergem un pic și prin pădure, chit că prin pădurea pe fermecată, chit că nu o să facem mare lucru. Stai așa. Băi, nu mai am loc de toate prostiile, mă jur. Știi ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne eliberăm un pic din inventar, pentru că dacă sunt chestii de cumpărat acolo la... Ia uite. Apropo, asta de la ocean, nu le mai am. Nu mai există. Deci au dispărut. Nu mă întrebați ce și cum și când și unde, pur și simplu au dispărut. Nu am nici cea mai vagă idee. Ok, și asta l-am întors aici. Și știi ce? Bagă-le și pe astea toate. Așa, bun, inclusiv, da, ca să am liber, ca să am complet liber, că nu, chiar nu mai am nevoie de nimic de pe aici, de la mătăluță. Night market is now open, ok, perfect, două secunde, să mergem pe aici, să vedem dacă e ceva special pe la, prin pădurea fermecată, poate a fi făcut vreun content, ceva. Nu pare să fie nimic interesant până acum. E burașul, da, aceleași chestii ca și până acum. Ok, bun, păi atunci hai să mergem la... piața de noapte. Dispare căluțul ăsta și nu știu de ce tot dispare gușterul. Întrebare, eu acum nu mai am asta cu calendarul și cu alea. Da, deci trebuie să mă duc la pierde fiecare dată. Băi, ce nașpa e fără moduri, mă, fraților. Cât de nasol e fără moduri. Nu, voi nu înțelegeți cât de nasol e fără moduri. Și uite cât de rapid trece timpul acum. Deci trebuie să te miști super, super repede. Bun. Hai, repede, repejor. Ia o veșnicie, poate că trebuia să fi luat o cafeluță. Uite că se duce și doctorul la târg. Ok. Tatăl meu este aici? Hai că am zis că o luăm din stânga de tot. Ia uite și nenea asta este aici. Bun, hai să vedem. Primul și în primul rând aici. 6.30, să ținem un ochi pe acel 6.30. Florin cu tine? Vrei tu take deep sea fishing tour? Te va costa 1000 de bănuți.
Ok, un turneu de pescuit, da mă. La adâncime, ok, și aici ce se întâmplă? A, uite, scade, uite aici nivelul. Ok, deci ăștia suntem noi, da? Bun. Și ajungem pe fundul bolții? Mamă, da, iau veșnicie, frate. Și numai în 15 de iarnă sau în fiecare? Nu știu ce să vă zic. Și aici putem să pescuim, a? Ia să vedem. Dacă nu mai am modul cu pescuitul, corect. Aoleu, ce nasol e fără modul cu pescuitul, fraților. Am prins un sea cucumber. Atât. Da. Din prima am prins încă una. Opa, 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 e nasol fără modul ăla, fraților. Ok, am prins Midnight Squid. Yo, uite, fii atent acolo! O sirenă! Ah, super, bine să prindem și prostii din când în când, că doar ce se putea. Doi! Stai, mă, Dumnezeu, Jesus! A, scai că nu, că e ușor să pescuiești fără moduri. Nu știi tu să pescuiești. Mhm, se vede, se vede, e clar. Uite-vă! Nu, deci nu. Deci imaginați-vă chestia asta fără moduri, păi mi-aș fi tăiat o venă în puii mei, nu. Pentru un sic cucumbere și limon. Ok, hai să ieșim noi aici că... Da, du-te înapoi la suprafață, te rog frumos, că trece timpul și ne prinde noaptea. Nu, deci fără moduri, nu. Eu n-aș putea să joc jocul ăsta fără moduri. Ok, și hai să fim pregătiți la ieșire din prima. Opa, e ce? Pot să mă duc? Hai cu tata. Perfect. Bun, o cafeluță gratuită. Dă-mi o cafeluță gratuită, te rog frumos. Să rămână boda proste, hai să o bem rapid. Am primit o cafea, așa este. Hai să bem o cafeluță ca să ne mișcăm repede. Hai să vedem la nenea asta ce ne dă. Decorațiuni pentru afară? What? Ah, că vine Crăciunul, mă! Plante ornamentale care se schimbă cu fiecare sezon nu au nevoie să fie udate. Na, poftim, fii atent. Fii atent cât de tare. Ia, mai să luăm și noi una așa și una așa, să vedem cum arată. Și astea trebuie puse afară sau? Adică fiind plantă ornamentală, mă duce cu gândul că ar trebui puse afară, de asta zic. Așa, și mai avem una aici. Ok, bun, să rămână furașe de la mătăluță. Ăsta, nenea asta, am văzut că e... Ok, asta nu putem să accesăm nimic acolo. Vorbim cu tine? Atât de misterios, iubesc lucrul ăsta. Ok. Simți mirosul ăsta? Mirosul de spicy. De iute. Ok, de mirodenii, de fapt. Am asta la doctor mâine, programare. Poate că show-ul cu mermaids. Cum se cheamă, mă? Adinauri, am zis, mermaid. Jumate om, jumate pește. Ia uite că nu vine. Poate că jocul ăsta o să mă calmeze. Dar dacă o să creadă că mă holbez. Ok, și ne repetă. Iarna poate fi un sezon atât de anost. Dar evenimente de genul ăsta îl fac un pic mai luminos. Ok, și pe aia se repetă. Bun. Mătăluță, ce ai să ne dai? Ceva interesant. Joja acolo. De ce, mă, că nu mai ai joja acum? Diviner table. Ok, fură și pasta, sigur, de ce nu? Artist. Un original de lupini. Nu e rău. Ok, și se repetă. Așa, pentru 1000, ce zici? 1200, gata, am luat ăla de acolo. M-am zis că o să cumpărăm o grămadă de prostioare. A, asta e doar... Ok, stai, ca să ajungem în altă parte. Ok, bun. Asta iarăși chestii de vânzare. Grimstone pentru 200, Stone Frog. Da, chestii decorative. Cone Hat 5000? Hai că avem banii. Parsnip Seeds, fii atent. Poți să iei semințe pentru primăvară aici, nebun. Bean Starter, Tulip, what? Deci asta e oportunitate. Iridium Fireplace. Hai mă să cumpărăm și pe asta, păi mie.
Ia uite-mă, deci asta e o oportunitate și, și un papagal acolo. De a face rost de semințe iarna pentru primăvara, ca să nu te sperii sau să nu știu, să mai faci nici... Așa, și să mergem și aici la The Mermaid Show, magnificul Mermaid Show. Așa. Vreau să fac tab un pic, să caut cuvântul mermaid, că nu vine mă. Sirena în puii mei, sirena! Jesus. Sirena asta e mai grăsuță un pic. Dude, cât de tare. Uite, cred că asta era fix acolo la submarin. Cât de șmecher. Foarte, foarte tare, foarte tare. Și niște din astea zburătoare. Ia uite și din lateral, what? Stai că nu vrem să ieșim de aici. Atât. Bun, întrebare. Mi-a dat o perlă, mă. Ai primit o perlă. Ok. Poți să repet la infinit? Nu, doar o singură dată. O comoară rară de la din mare. Foarte, foarte șmecher. Foarte, foarte șmecher. Și cu ocazia asta ți-a aflat și un micul secret. Sky, ce-i cu tine de olerdiu? Da, e ok, în regulă. Nu trebuie să punem la întrebare toate aceste chestii. Mai dăm și mie o cafeluță, te rog frumos. Nici nu știu dacă mai am loc în inventar în puii mei de toate cafeluțele astea. Ai primit o cafeluță, bun, perfect. Și una e cafeluță, așa. Hai să băgăm aici și să ne mișcăm un pic mai rapid, da. O minuțel acolo de repeziciune unei căluțu. S-a făcut 12 noaptea. Hai să ne fugim repejor, căsica. Ok, ne ducem aici la Clint și după aia. Ba nu, nu că sunt cu căluțul. Și dacă las căluțul aici s-a dus, adio, la revedere, drum bun. Hai să mergem așa. Go, 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 fugi. Bagă, mare. Repejor. Ok, și ne interesează, mă rog, o să punem astea să vedem și afară și în interior dacă se schimbă cu ceva. Asta punem pe mătăluță aici, să stai liniștit acolo, intrăm în căsuță, ne ducem la culcare și să vedem dacă mâine progresul a fost salvat. Ok, deci nu se udă de la stropitoare. Corect? Bun, hai să punem niște plantuțe pe aici să vedem cum arată. Nu nimic? Ok, tu arăși ceva. Cactusul nimic. Da, ok, deci pe timp de iarnă e nasoală treaba care va să zică. Nu mă lasă să le... Opa. Ok, pot să pun pe tine acolo. Mătăluța acolo și butoiașul se transformă într-un om de zăpadă, mă. Ieși cu capul. Hai să ne punem pălărioara. Cea mai... Reclamă. Magazinul general al lui Pierre este acum deschis 7 zile pe săptămână. Asta e datorită faptului că am făcut community center-ul. Vă spun ca să știți, să nu vă speriați. Ok, hai să vedem și furnalul magnific. Cred că dacă luăm... Așa, mută Junimo ăsta un pic mai așa. Punem și furnalul extraordinar, mirobolant și... Așa, putem să aprindem un foc acolo. Dar cred că și la asta putem să aprindem focul, nu? Da. Ok, deci pur și simplu e o retexturare, e fix același... Bun, și hai să vedem aici cele două. Bun, mai avem o măsuță și un tablou. Hai să vedem în partea asta de aici cu tablou, dacă putem să facem ceva interesant. Ok. Bun, și măsuța asta, ceva în jurul căruia să te plimbi. Să-ți... și se transformă într-un mic, brăduț, măi. Foarte tare. Cu perla asta, nu știu care e faza. Cu perla aia n-am nici mai vagă idee care este faza. Două secunde să mă asigur aici.
Hai să mergem cu căluțul și să vedem dacă într-adevăr trebuie să udăm noi chestia de acolo. Dă-mi stropitoare, așa. Te vedeți, ar fi fost interesant să fi văzut dacă și, lăsând și afară, dar afară dacă lași deja își pierde toată, tot farmecul. Deci trebuie numai de mână să stai să le uzi. Dacă le lași afară, e ca și cum mai pune pe pământ. Bine, eventual poți da. Deci trebuie udat în permanență, nu merge udat cu asta. Ah, firar să fie. Bun, dragii mei, Nenea Sky, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Ați fost niște mirobolanți, niște magnifici. Uite că am făcut și pentru 1.3 un picuț de un mic videoclip cu tot ce trebuie să știți, cu ce se mănâncă. Am vrut neapărat să vedem cu piața asta de seară, de pe 15 ale iernii. Am văzut și cu căbănuța. Deci totul e foarte, foarte, foarte drăgălaș din toate punctele de vedere. Am văzut și eu acolo cu sirena. Nenea Sky, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și acum gata, am terminat cu Stardew Valley pe canal. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare! Poza de final.